să mă urc la munte. Hai la ciubi cu turme multe, unde cântă pițigoiu. Hai și ciubanul cu cimpoiu, curghi zvoarele, scaldă soarele. Dimineața cântă cucuiu, mă duc la lucru. Văd în spatele dumneavoastră niște decoruri foarte interesante și numai că sunt interesante, dar au și o vechime considerabilă. Da, în, aici am vrut să instalez, să aranjez o bârnă, pentru că ea redă modul de păstrare hainelor vechi, tradiționale. Oamenii nu aveau șifoniere pe vremuri, cum e acum. Bârna era nelipsită din orice casă tradițională, se ținea deasupra patului și pe ea se țineau hainele de sărbătoare. Așa am putut și eu să-mi dau seama cum își păstra bunica această ie. Această ie este de la bunica, de la mama tatălui meu. Ce vechime are? Are o vechime foarte mare, nu pot să vă spun exact, dar putem face un calcul gândindu-mă că bunica are 65 de ani de când nu mai este, de când a murit. A murit la vârsta de 54 de ani, deci vă dați seama că... Deci undeva la vreo 100, cel puțin 100, da, 100 de ani. Da, 100 de ani. Da, și s-a păstrat extraordinar de bine și are o lucrătură cu totul și cu totul specială. Uneori când privești astfel de lucruri foarte vechi, parcă simți privirea acelor femei care au lucrat la ele. La fel cum este și această icoană de la bunica de pe mamă, de la mama mamei mele, și mi-a povestit că în timpul războiului, când au fost cu refugiul, ei și-au lăsat casele și au plecat și din cele mai prețioase lucruri le-au îngropat, printre care și această icoană, și avea la vremea respectivă o mașină de cusut, a îngropat capul la mașină de cusut ca să poată să le găsească, și mă bucur că încă avem posibilitatea de a le păstra, de a le expune și nu să le expunem, nu știu, doar pentru noi, pentru a le arăta lumii întregi. Pășim într-o cameră mai mare, unde noi ne petreceam timpul ziua. Aici avem soba cu plită și este multifuncțională pentru că încălzește și camera cealaltă. Și pentru că aici era plita și căldură, aici petreceam cel mai mult timp. Aici, în zona asta, am păstrat o zonă așa cu obiecte de artă populară. Iarna era instalat războiul de țesut sau aveam un pat unde se întâlnea mama cu prietenele ei sau ulterior și noi ne adunam pe lângă ele și ne învățau să coase. Erau șezătorile. Da, șezătorile, da. Niciodată nu erau probleme că nu am fi încăput. Cred că o parte dintre aceste persoane sunt în imagine din spatele dumneavoastră. Da, da, am vrut să pun copacul ăsta. E mesteacăn și mesteacănul pentru mine are așa o semnificație aparte, pentru că avem pădure de mesteceni aici în sat. I-am rugat pe fiecare să-și aducă câte o fotografie. Am aici bunicii de pe mamă au locuit în București o bună perioadă de timp. Bunicul a fost în garda regelui. Din coace, aici este mama cu tatăl meu. Tatăl meu este aici, bunica de pe tată. Tortileanu, torti, torti, când gârghițe se întoarce și după ce va veni, tu pe tine te-o iubi. Hai, hai, fusule, te-au dat lacrimile prin toate odăile. Deci astea sunt făcute din ce? Din piei? Din pieile astea, din care le... Din pieile astea de miel care le facem. Cât durează, da, până faceți un cojocel din asta? Asta o zi jumate.
Aha, deci e ceva de lucru. E de lucru până la prima apariție îți pare că e gata, nu? Într-o zi aproape n-o termin. Astea sunt peile care le primesc de la oameni. Peile. Prima operație care se face, se pun peile la muiat. Uite, în vasul ăsta. Le țin 24 de ore la muiat, după care le scot și le pun și merg prin mașina asta de carnat. Este o mașină care le ia carne de piele complet. Le iau carne de piele. După ce le-am terminat toate peile, încălzesc apa, am un butoi afară și le bag și le țin 10 ore la spălat. A doua zi le scot iar afară, le pun pe o capră acolo și pregătesc soluția pentru tăbăcit. După 7 zile de tăbăcit, le scot afară, încălzesc iar apă și le bag la cromat. Cromat înseamnă să stabilizează pielea ca ea să nu se moaie, să nu se reziste la ploaie, la lunus. Așa rămâne pielea, cum vrea. După ce le-am scos de la cromat a doua zi, le scot acolo afară pe capra aia și am un pod amenajat special pe să le întind. În 3-4 zile se usucă în voi, fără nu au voie să usuce la soare. Păi se usucă, merg la mașinăriile de ras, până merg la finisat și până am un butoi mare așa, socotit într-o mii de litri, dar el nu pun apă în el, pun rumeguș și benzină. Le țin 8 ore acolo, le scot afară și iar vine ras, finisat și după aia merg la camera pregătită pentru iarnă. Materia primă se transformă într-un astfel de cojocer în 3 sau 4 zile. Munca lui Nea Iliuță este răsplătită de către cei care vor o asemenea capodoperă cu 5 sau 600 de lei. Pentru Go Next, Adrian Boioglu. Și când vine primăvara, ai muțeliș îmbrat poala și mi-l bate soarele, măi, ai, Doamne mândru, muțele, măi. Nordul Moldovei cred că este una dintre cele mai frumoase zone ale României și trebuie promovată prin tot ceea ce înseamnă Nordul Moldovei pe ansamblu din punct de vedere rural, urban, cultural, etc. Cum se promovează? În primul rând prin oamenii care există aici în Nordul Moldovei. Sunt oameni care nu știu ce înseamnă turism, dar sunt oameni care știu să se poarte cu turiștii. Pentru că se poartă natural, se poartă ca și cum turiștii ar face parte din familia lor și cred că asta este cea mai bună metodă de a te promova. Proiectul Dolhești, unde suntem acum, în capitala istorică, dacă vreți, sau în regiunea istorică Moldova, este un proiect nou, este un proiect care își dorește să scoată în evidență latura umană a locuitorilor din zona Dolheștiului și nu numai, prin felul lor de a arăta ce înseamnă să fii totuși român, ce înseamnă să fii omul satului, dacă vreți. De aceea cred că promovarea vine de la sine. Au fost preluate foarte multe informații din această zonă de parte de media. Oamenii nu știu ce înseamnă media încă, dar au început deja să învețe și cred că acest proiect prinde un contur extraordinar. Costurile sunt foarte mici și având în vedere faptul că este un proiect care nu-și dorește să fie transformat într-un turist de masă, ci își dorește să rămână un turist de nișă, costurile nu sunt foarte mari. Vorbim de o noapte de cazare începând de la 80 de lei, un prânz care pleacă undeva de la 30 de lei, o vizită, dacă vreți, în împrejurim, care poate să coste câteva zeci de lei de persoană în funcție de programul pe care turiștii doresc să-l facă. Deci costurile sunt destul de reduse.